Tatiana Anastas și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. A fost gălăgie din nou la Bălți, unde poliția nu i-a lăsat pe vânzători să se apropie de piață. Primarul Renato Usatăi le promisese comercianților că de azi piața se va redeschide. Numărul cazurilor de COVID-19 a crescut din nou semnificativ, 202 avem astăzi, iar încă 4 oameni au murit. Mitropolia Moldovei cere autorităților să permită oficierea slujbelor în biserici și să nu oblige moldovenii să fie vaccinați împotriva COVID-19, pentru că imunizarea ar fi un pericol. În replică, cei de la guvern afirmă că de epidemie și vaccinuri se ocupă medicii și nu preoții. Taximetristul care s-a stins în urma accidentului de pe bulevardul Ștefan cel Mare a fost condus pe ultimul drum. Colegii săi au format o coloană de mașini și au claxonat îndelung. Poliția nu i-a lăsat pe vânzătorii de la Bălți să se apropie de piață. Aceștia au venit de dimineață cu gândul că vor putea să-și vândă produsele, însă nu a fost să fie. A fost gălăgie din nou, iar peste câteva ore, Comisia Municipală pentru Sănătate Publică a decis că piața se va deschide deja de mâine. Premierul susține că Renato Usatăi acționează ilegal. Люди будут стоять до последнего, будут чего-то добиваться. Мне нужно на вот конец месяца 3000, чтобы я оплатила квартиру, кто мне их даст? Да, это опасно, да, это вирус, это никто не говорит, что это не опасно, но это не означает, что перестать жить. Пусть закрывают все. Фабрики работают, все фабрики, магазины, базары, полностью весь город. И мы будем сидеть и молчать. Зеки де вензатори au venit dimineața la piață. Reprezentanții poliției însă le-au interzis accesul. Poliția este în ajutorul cetățenilor pentru a preveni cu infectarea virusului COVID-19, de a preveni careva focare în masă, pentru că noi ne supunem unui risc enorm. Este hotărârea numărul 11 a Comisiei Situației Extraordinare de Sănătate Publică Centrale, care reglementează clar prevederile privind activitatea piețelor din Chișinău și Bălți. Administrația piețelor susține că este pregătită pentru reluarea activității. Chiar dacă la muncă vor reveni circa 600 de vânzători, responsabilii susțin că vor asigura respectarea măsurilor de siguranță. Noi suntem în stare să asigurăm măști, material dezinfectant, termometri. Deci la piața centrală vor fi dispuse 3 intrări. Unele din ele cu părere de rău vor fi închise, cu scop ca noi să putem să organizăm și să coordonăm fluxul de persoane care intră și iese din piață. După ce oamenii au scandat în piață, au plecat spre primărie. Comisia Municipală Extraordinară pentru Sănătate Publică a decis mai târziu că deja de mâine piețele își reiau activitatea. Astăzi oamenii sunt într-o situație foarte dificilă și guvernul nu le-a organizat lor minimul necesar care oamenii îl cer. Și eu n-am să ies la oameni să le spun, vă omirați de golul de atâta că șepi un cealnic la Chișinău, care o luat și-o impus Bălțul împreună cu Chișinău în această decizie. Premierul Ion Chicu astăzi a anunțat că primarul Renato Usatăi, administratorul piețelor și agenții economici vor fi sancționați pentru acțiunile lor. Deciziile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică Centrale sunt obligatorii pentru toate instituțiile, autoritățile centrale și locale. Orice deviere de la aceste decizii este încălcare de lege cu consecințele respective. Aseară, Usatăi a semnat o dispoziție prin care permite vânzătorilor să revină la muncă de astăzi, după mai multe zile de proteste. Iar la Chișinău, comercianții din piețe au venit în fața guvernului, li s-au alăturat și reprezentanții ai sectorului Horeca, puternic afectat de criză. Ei au claxonat din mașini și spun că sunt la limita răbdării, iar Ion Chicu afirmă din nou că ei își vor relua activitatea după 31 mai. Cu lacrimi în ochi, oamenii spun că nu mai au din ce trăi și tot ceea ce își doresc este să lucreze. Asta-i. Noi vrem dreptul nostru la lucru, la muncă. Altceva ne așteptăm. Nu vrem ajutoare, nu vrem nimic. Vrem dreptul să lucrăm. Am ajuns noi să trăim din pensia părinților și ședem să ne ții părinții din pensia lor. E că așa am ajuns noi în țara noastră. Nu avem cu ce ține familia, nu avem cu ce crești copiii, nu avem cu ce plăti facturile. Tot crește și vrem să lucrăm. Să ne zic de piață. Mai mult de 2 luni stăm acasă și avem familie. Eu am, de exemplu, am 2 copii.
soție care tot nu lucrează noi împreună la piață activă și de acum nu mai avem niciun venit. Protestatarii afirmă că se simt discriminați față de cei din alte domenii care au revenit la muncă. De ce pe noi ne discriminează în așa fel? În supermarkete, na. E, Doamne ferește, ce-ți face? Câte 10 la în rând stau fiecare în ceafă și răsuflă și te temi. O închis numai piațele, supermarketurile, adică nu. Nu e virus, numai la noi la piață virusul. Noi vrem să știm care e cauza. Comercianții susțin că au făcut o petiție și se vor aduna în Piața Marii Adunări Naționale în fiecare zi până vor fi auziți. Noi avem o petiție iscălită de mulți patentatari, de mulți lucrători din piață care activează și am vrut să o transmitem guvernului. Eu demon am putere. Noi ne-au spus când se închide piața pe 2 săptămâni. O zis că 2 săptămâni numai și gata, și după asta deschidem. Pe noi ne-au măjit. Noi am fost azi, mâine venim iară, dar apoi mâine ne ducem la Parlament. Cei din sectorul Horeca au venit și ei la manifestație, doar că au protestat din mașini, claxonând minute în șir. Noi sedili doma, zapasă zăconcilești. Пускай на открывают рынки. Работать хочу. Работаю в общепите. Astăzi Ion Chicu a declarat din nou că activitatea piețelor din Chișinău și a afacerilor din Horeca va fi reluată pe 1 iunie. 10 persoane au fost tratate până acum de COVID-19 datorită tratamentului cu plasmă donată. În același timp, la centrul de transfuzie a sângelui, unii vin deja pentru a doua oară să doneze. 7 zile în urmă prima dată am donat, acum am venit a doua oară. De câte ori poate dona plasmă o persoană tratată de coronavirus, dar și câți moldoveni au făcut-o deja, aflați în continuare. Coloana de taxiuri la Stăuceni, mai mulți taximetriști au venit să își petreacă pe ultimul drum colegul care s-a stins în accidentul de duminică de pe Bulevardul Ștefan cel Mare. Rudele cer să fie făcute dreptate. Claxonând, taximetriștii l-au petrecut pe ultimul drum pe colegul lor. Coloana a pornit din Chișinău spre cimitirul unde a fost înmormântat șoferul de taxi. Mare tragedie, da, în familie și la toate rudele și la toți prietenii care l-au cunoscut. Rudele bărbatului sunt convinse că șoferul care a provocat accidentul participa la o cursă. Ca cei care pe data de 17 mai, care participat la cursa ilegală, eu am stat în noaptea aceea, am depus lumânări la locul de moarte. Și știu că 3 din ei care au fost în cursa aia, mai apoi au venit și pe Ștefan cel Mare, trecând pe lângă mine, la orele 2 de noapte, mi-au dat din semnal. Și voi ce vreți să arătați prin asta, băieți? Liniștiți-vă, calmați-vă. Dar eu fac, pur și simplu, apel la toți care acum sunt implicați în curse ilegale. Și noi știm tot tineretul că cursele astea sunt deja de 15 ani permanent. Se petrec în fiecare noapte. Versiunea unei întreceri însă nu a fost confirmată de poliție. Eu personal cunosc de vreo 7-8 ani, adică suntem din locuim împreună în Stăuceni, am niște emoții extraordinare. Dimineața când am auzit momentul, eu toată ziua n-am putut să lucrez, vă spun sincer. Foarte șocant. Alexandru Usată i-a lăsat orfan de tată 2 copii. În același accident s-a stins și pasagerul său, un angajat al penitenciarului Pruncul. Asistăm la o nouă creștere a numărului de cazuri de coronavirus. 202 au fost confirmate astăzi, dar și 4 decese. Detalii ne oferă colega noastră Diana Ambros. Diana, bună seara! Bună seara, Tatiana, bună seara, doamnelor și domnilor. A decedat o femeie de 64 de ani din Ceadăr Lungă, o femeie de 63 de ani din Bălți, un bărbat de 59 de ani din municipiul Chișinău și o bătrână de 70 de ani din zona din stânga Nistrului. COVID-19 a făcut peste 220 de victime în țara noastră. Înregistrăm 6.340 de îmbolnăviri, dintre care cazuri active sunt 3.611. 251 de pacienți se află în stare gravă, iar dintre aceștia, 20 sunt conectați la aparate de respirație asistată. Este registrată o creștere și în rândul angajaților din sistemul de sănătate. Astăzi 39. Numărul total de contaminări este de 1390. Pe parcursul zilei de ieri au fost externate 83 de persoane, iar cifra celor care s-au tratat de coronavirus este de 2508. În această cifră nu sunt incluși locuitorii din zona din stânga Nistrului, deoarece responsabilii de acolo nu ar fi prezentat informații respective, a menționat Viorica Dumbrăveanu. Tot ea a spus că în Chișinău, Soroca și Ștefan Vodă au fost create 3 microfocare familiale, însă nu am putut afla despre ce este vorba. Atât la acest subiect. Tatiana.
Diana, îți mulțumesc. Economic vom fi afectați toți, dar de foame nu o să murim, o spune Ion Chicu, care dă asigurări că situația în Republica Moldova este sub control. Tot el afirmă însă că gaura în buget crește, așa că așteaptă un răspuns din partea Rusiei pentru a începe renegocierea acordului de creditare și acum contează pe asistența din partea UE. Eu am fost, noi, guvernul, am fost în Parlament cu rectificarea bugetului la sfârșitul lunii aprilie, cu un deficit bugetar pe bugetul public național de 16,32 miliarde lei. De 16,32 miliarde lei. Urmărind evoluția respectivă, noi înțelegem că și această cifră este prea optimistă. Noi deja credem și prognozăm un deficit mai mare de 20. Prim-ministrul a declarat că executivul caută de unde să ia bani. Unde veți găsi aceste surse? Prin noptieră. Contăm pe 100 de milioane asistența macrofinanciară la Uniunea Europeană. Acea asistență declarată acum, anunțată nu de mult și aprobată de Parlamentul European săptămâna trecută. Totodată, Chicu susține că așteaptă un răspuns de la ruși ca să înceapă renegocierea acordului de împrumut declarat anterior neconstituțional de Curtea Constituțională. Cu toate astea, de criză vom fi afectați toți, spune premierul. Această criză ne va lăsa șifonați pe toți. Și statul, și agenții economici, și vreau să sper că mai puțin pe cetățeni. Statul, în primul rând, va avea ca prioritate acoperirea acestor cheltuieli sociale. Noi nu putem să lăsăm 700.000 de oameni care sunt pensionari fără pâine și apă. Premierul a declarat că la sfârșitul lunii mai va relua și negocierile cu femei, exprimându-și speranța că vor ajunge la un nou acord, astfel încât banii obținuți de acolo să acopere o parte din deficitul bugetar. Potrivit prim-ministrului, al doilea val de epidemie ne va lovi prin octombrie, însă atunci sistemul medical va fi mult mai pregătit. Air Moldova se plânge că a ajuns în mijlocul scandalului dintre guvern și Avia Invest. Reprezentanții companiei acuză autoritățile că i-au blocat conturile, astfel încât aceasta să nu-și poată continua activitatea. Ion Chicu susține că nu știe nimic despre asta. Declarațiile făcute de către cei mai mari ai țării, imediat după ședința Consiliului Suprem de Securitate din 14 mai 2020, privind depunerea tuturor eforturilor privind revenirea aeroportului internațional Chișinău în gestiunea statului, iar una dintre filiere este declararea insolvabilității concesionarului, SRL Avia Invest, ne face să avem convingerea că blocarea celor 2 milioane de euro de către Banca Comercială a fost regizată în mod clar, pentru a se atinge scopul bine conturat. Cauzarea insolvabilității SRL Avia Invest. De cealaltă parte, Ion Chicu ne-a spus că nu cunoaște nimic despre asta. Eu nu știu ce relație are Avia Invest cu Air Moldova și cu mulți, mulți alți debitori și creditori. Eu cred că au mii de contragenți, zicem așa. Că sunt blocate conturile, eu prima dată aud. Iar mai târziu, consilierul prim-ministrului a venit cu mai multe precizări. Acesta susține că Air Moldova are datorii de milioane de lei la stat, pe care nu le-a achitat la timp. Problema lor nu este guvernul, problema lor este probabil. Este undeva în proveniența banilor și ea trebuie discutată cu Banca Comercială și cu autoritățile care se ocupă de monitorizarea procesului de spălare a banilor. Aș îndemna managementul companiei să își concentreze toată inteligența pe realizarea angajamentelor contractuale și să nu sustragă atenția publică prin declarații false. Ieri, Avia Invest a anunțat că a atacat guvernul la Curtea de Arbitraj Internațional de la Stockholm și cere despăgubiri de 885 de milioane de euro. Mă uimesc de ce n-au scris 8 miliarde de milioane, pentru că tot îmi pot și una și alta. Ion Chicu a declarat că guvernul a început procedura de insolvabilitate a Avia Invest. În replică, reprezentanții companiei au acuzat autoritățile de atac Raider. 70 de persoane au donat plasmă până acum, iar pentru această săptămână sunt programate încă 30. Centrul de transfuzie a sângelui a revenit la programul obișnuit și așteaptă cât mai mulți doritori. O singură persoană tratată poate salva mai multe vieți, așa cum poate dona de două ori după vindecare. Acum o lună, Ion Luca s-a tratat de coronavirus. Tânărul a avut o formă ușoară a bolii, care s-a manifestat doar prin febră. Astăzi a venit din nou la centrul de transfuzie a sângelui pentru a dona plasma. Cu 7 zile în urmă, prima dată am donat, acum am venit a doua oară. Tânărul are 26 de ani și este student în anul 4 la Universitatea de Medicină. De mic copil, cu părinții, mama este asistentă medicală și am văzut ce înseamnă să salvezi viața unui om. Multă lume nu știe, de fapt, că se poate dona și de salvat trei vieți odată. Ar fi foarte bine ca să doneze și să
salveze și alte vieți, cum fac alții. Doar persoanele de sex masculin pot dona plasma. Procesul durează 45 de minute, timp în care se colectează 600 de mililitri de sânge. Poate să doneze plasma convalescentă după 14 zile de la însănătoșire și deci la prima donare donează de la o donare se fac 3 doze și după aceea, peste 7 zile, ar putea să mai doneze încă o dată, la fel pentru 3 doze de plasmă convalescentă. Până acum, 70 de persoane vindecate de COVID-19 au donat plasma, ceea ce ar însemna 210 doze. Doar în această săptămână sunt programați 30 de donatori. Acești donatori vor dona în diferite puncte de donare a sângelui, atât la Chișinău, cât la Bălți, cât și la Cahul. O bună parte din ei vom fi mai aproape de domiciliul lor. Chiar astăzi avem doi donatori care donează în secția de transfuzie a sângelui din Căușeni. Începând cu această săptămână, centrul de transfuzie a sângelui activează în regim normal, respectând toate normele de siguranță impuse de autorități. Numărul total de donatori per locație nu va depăși cifra de 50 de persoane pe zi. De la 7:30 până la orele 17 zilnic așteptăm oamenii să vină să doneze sânge, atât la Chișinău, Cahul, cât și Bălți. Totodată, începând cu săptămâna asta, revenim la practica obișnuită de organizare a donărilor de sânge, inclusiv și în teritoriile administrative. Până acum, 10 persoane au fost tratate cu plasmă. Copiii la terenuri de joacă, iar adulții le-au făcut mișcare în aer liber. Între două zile rece, astăzi, locuitorii capitalei au umplut parcurile. M-a săturat să stau în carantină, că e plictisitor. Nu mai lecțiile online și m-am gândit să mai fac și plimbări în aer liber. Părinții afirmă că iau toate măsurile de protecție pentru cei mici, pentru că în casă nu-i pot ține. Care a fost atmosfera în parcuri, vedeți în jurnal. Aceeași sacoșă, dar filmată din alt unghi, deputatul Iurie Reniț a publicat astăzi aceeași secvență, doar că filmată din altă parte. Asta după ce ieri Igor Dodon a declarat că imaginile în care Vlad Plahotniuc îi oferă o pungă neagră sunt trucate. Imaginile cu sacoșa neagră, doar că filmate dintr-un alt unghi, au fost publicate astăzi de Iurie Reniță într-o postare pe Facebook, după ce ieri Igor Dodon a spus că sunt trucate. Reniță recunoaște că secvența video face parte din arhiva lui Plahotniuc, dar neagă că ar fi în cârtășie cu acesta și susține că ar fi primit-o de la alegătorii săi. Să se știe că Plahotniuc și gașca lui nu m-au înfrânt nici atunci, în 2017, când au decis să mă revoce absolut ilegal din funcția de ambasador în Belgia, Luxemburg și la NATO. Nu vor reuși nici acum, niciodată nu mi-am ajustat ceasul după ora din Miami sau după orologiul de la Kremlin, scrie Iurie Reniță în postarea care însoțește imaginile. Deputatul sugerează că ar mai putea apărea și alte materiale compromițătoare, avertizându-l pe președintele Igor Dodon că pentru el coșmarul abia începe. Singurul lucru pe care îl promit lui Dodon ca șef de stat e că voi insista să aibă un proces echitabil și transparent, iar la penitenciarul 13 să aibă condiții privilegiate. Vor conviețui pașnic și tovărășește cu prietenul lui Vladimir Plahotniuc în aceeași cameră, mai scrie Reniță. Ieri, Igor Dodon a declarat că secvența video în care apare alături de Vlad Plahotniuc și Sergei Aralov este trucată și că nu știe ce era în sacoșa neagră. Premierul Ion Chicu afirmă că aceste imagini au fost publicate în contextul în care vin alegerile prezidențiale. Filme, diferite, zicem, declarații de acest gen, abia încep. Suntem contra, zicem, cronometru până la alegerile prezidențiale. Este bine că noi avem o procuratură independentă. Sper că deja v-ați convins de acest lucru. Avem o curte constituțională, cel puțin independentă de guvernare. De ce organele statului trebuie să-și îndeplinească sarcină? Procuratura Generală a anunțat că nu se poate autosesiza și l-a îndemnat pe Reniță să depună un denunț oficial. Curtea Europeană a Drepturilor Omului solicită Guvernului Republicii Moldova să justifice modul în care a fost condamnat fostul premier Vlad Filat. Asta după ce acesta a depus mai multe cereri la CEDO. Fostul premier afirmă că a fost încălcată prezumția nevinovăției. Vlad Filat a ieșit de după gratii pe 3 decembrie la 4 ani de la reținere, deși era condamnat la 9 ani. Asta pentru că a stat în penitenciarul numărul 13, în care, potrivit CEDO, condițiile sunt inumane.
Numele lui Adriano Dulgher, care susține că cele 1,6 milioane de euro găsite într-un camion la vamă îi aparțin, apare într-un dosar penal pentru spălare de bani. Cauza îl vizează pe un alt om de afaceri, alături de care Dulgher a fost surprins de jurnaliștii de la anticorupție.md. Acesta ne-a spus că nu a fost implicat în nicio schemă. Suma aceasta a fost o sumă de-a mea, care eu am trimis-o din afacerea mea din Africa și am trimis-o spre Moldova cu scopul să, unu, să continui investițiile în proiectele mele de agricultură aici. Vrem să extindem refrigeratorul nostru de la 4.000 de tone la 10.000 de tone. Potrivit portalului anticorupție.md, frigiderul despre care vorbește omul de afaceri se află în satul vecin decât cel menționat, și anume în localitatea Mălăiești. Localnicii susțin că frigiderul îi aparține lui Gheorghe Vârtosu, un alt om de afaceri care anterior a fost condamnat pentru trafic de ființe umane și și-a ispășit pedeapsa într-o închisoare din Franța. Cei doi au fost surprinși plimbându-se pe biciclete prin sat, iar din spusele localnicilor, după revenirea în țară, Adriano Dulgher ar locui în casa lui Vârtosu. În 2014, CNA a pornit un dosar penal pe numele lui Gheorghe Vârtosu pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari. Fiind ajutat de câteva persoane, Vârtosu a adus în Moldova aproximativ 1,6 milioane de euro în numerar. Ulterior, banii erau oferiți sub formă de împrumuturi unor firme nou create care investeau în construcțiile pornite de acesta. Alte 936.000 de euro au fost aduse prin intermediul unei firme offshore care transfera banii pe conturile firmelor controlate de Vârtosu ca împrumuturi. După ce acesta a fost reținut, pentru rezolvarea problemei, procurorii au cerut atunci de la el mită de 250.000 de euro. Banii ar fi fost transmiși în două tranșe în octombrie 2015 prin intermediul Victoriei Pascalov, pe atunci procuror în sectorul Râșcani al Capitalei. Stai, nu, stai, vadă, 100.000 de euro așa, pop, să le pun. Ține de ăștia, trebuie să punem cereașa pe tort. Ia uite aici. Poc. Până vineri să fie rezolvat tot. E normal. În schema de spălare de bani de la Mălăiești apare și numele lui Adriano Dulgher. L-am contactat de mai multe ori, însă telefonul era deconectat. Atunci i-am trimis un mesaj pe Facebook, iar acesta ne-a răspuns printr-un mesaj scris în limba engleză. Nu am fost implicat în nicio schemă de spălare de bani. Toate afirmațiile sunt despre alte persoane care nu mă reprezintă. Acestea sunt informații care tind să alimenteze speculațiile cu privire la proveniența celor 1,6 milioane de euro, a precizat acesta. Șeful Procuraturii pentru combaterea crimelor organizate și cazuri excepționale a declarat că investighează multe versiuni în dosarul celor 1,6 milioane de euro, depistate în sâmbăta Paștelui de către vame și de la Leușeni într-un tir. Socialiștii vor să știe dacă alegerile parlamentare anticipate pot avea loc în aceeași zi cu scrutinul prezidențial. Mai multe la acest subiect ne spune colega noastră Daniela Andreev. Daniela, bună seara! Bună seara, Tatiana! Bună seara, doamnelor și domnilor! Deputatul PSRM, Vasile Bolea, a depus astăzi o sesizare la Curtea Constituțională în acest sens. Peste puțin timp, deputatul PAS, Sergiu Litvinenko, a scris pe Facebook că această sesizare este una deplasată și că nu pot să cer curții să interpreteze o lege care spune clar că Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni înainte de alegerea președintelui. Anterior, Igor Dodon spunea că alegerile prezidențiale ar putea avea loc pe 1 noiembrie, optând pentru alegeri parlamentare anticipate, astfel încât deputații care migrează dintr-un partid în altul să nu mai poată intra în Parlament. În același timp, ieri majoritatea parlamentară a rămas fără încă 2 deputați, astfel coaliția de guvernare a rămas cu 52 de parlamentari. În cazul în care mai pleacă 2, coaliția poate să se destrame, iar în acest caz Ion Chicu a declarat astăzi că se va mai gândi dacă să rămână sau nu în funcție. Acestea au fost informațiile. Tatiana. Daniela, îți mulțumesc. Mitropolia Moldovei cere ca slujbele să fie oficiate în biserici, nu afară, și se plânge că nu a fost consultată atunci când s-au prelungit restricțiile. Purtătorul de cuvânt al premierului spune însă că au fost consultați medicii, iar fiecare trebuie să facă ceea ce știe mai bine. Mitropolia mai cere ca vaccinarea împotriva COVID-19 să nu fie obligatorie, deoarece ar putea duce la microciparea populației. Sperietori, afirmă cei de la guvern.
De la înălțimea funcțiilor încredințate tot de popor, ne indicați ce să facem și cum e mai bine să slujim în propriile noastre biserici. Sperăm ca în cel mai scurt timp să invitați reprezentanții noștri la consultări, așa cum este și normal. În caz contrar, ne asumăm dreptul canonic și moral de a vă exclude din pomenirea și rugăciunea bisericii, se arată în adresarea Mitropoliei către premierul Ion Chicu. Reprezentanții guvernului ne-au spus că nu e posibil să fie schimbată decizia autorităților acum. Toate deciziile, inclusiv cele care vizează oficierea slujbelor bisericești, au fost luate sub presiunea, chiar așa am spus, sub presiunea recomandărilor făcute de medicii epidemiologi. Ori la dânsii ajungem, ori de câte ori pățim ceva, inclusiv la medici ajung și reprezentanții clerului. Într-o altă declarație adresată șefului statului, premierului și președintelui Parlamentului, Sinodul Bisericesc cere ca o eventuală vaccinare a populației împotriva COVID-19 să nu fie obligatorie, deoarece ar fi o cale prin care se dorește implantarea unor microchipuri, cu ajutorul cărora oamenii să fie controlați. În replică, cei de la guvern le-au sugerat să se adreseze specialiștilor și să nu inventeze sperietori. Este mai bine fiecare să se ocupe de ceea ce știe mai bine și atunci când vorbim despre vaccinare, să lăsăm medicii să-și facă treaba și cercetătorii, pentru că ei cunosc în medicină și în construcția organismului uman mai mult decât cunosc reprezentanții bisericii. Oficierea slujbelor religioase a fost oprită odată cu izbucnirea pandemiei de COVID-19, însă autoritățile au decis că pot fi reluate începând cu 10 mai, doar că în aer liber și să nu fie atinse crucile și icoanele. Până la sfârșitul acestui an, municipalitatea va cumpăra 100 de autobuze noi și 48 de troleibuze. Acestea vor fi asamblate la Chișinău. Proiectul a fost votat astăzi de Consiliul Municipal. Deocamdată nu este clar de unde vor fi procurate acestea și în ce condiții. În următoarele zile urmează să fie lansată o licitație. Responsabilii de la primărie susțin că banii vor fi din bugetul municipal, dar planifică să apeleze și la un credit oferit de băncile comerciale. Proiectul aprobat de consilieri mai presupune că până în anul 2023, capitala să mai cumpere încă 150 de autobuze și 90 de troleibuze noi. A fost o autentică zi de mai cu soare, temperaturi generoase și cer senin. Vremea superbă i-a trimis pe locuitorii capitalei în parcuri, la terenuri de sport, iar pe copii la cele de joacă. De mișcare e nevoie, iar pe cei mici nu-i poți închide în casă, spun oamenii. În parcul Valea Trandafirilor din capitală, copiii se distrau în voie la terenurile de joacă. Respectăm, iată, vedeți că suntem în grup cu copiii mei și așa parcă nu-i străduiți să ne contact cu nimeni. Trebuie să ne primlăm. Ei s-au săturat de acum să stai închiși în casă, nici grădinițele, nici nimic. Asta e imposibil. Și pentru dânsi e periculos. Noi suntem la aer liber. Eu consider că aer liber și copiii nu se stau unul cu altul, nu răsut unul în altul. E ok să deschidă un teren de joacă. E copil mic. Nu e că noi lămurim, nu se poate. El tot încolo să nu. Aici strage. Cei mici spun că tare s-au mai plictisit să stea în casă. M-a săturat să stau în carantină că e plictisitor. Numai lecțiile online și m-am gândit să mai fac și plimbări în aer liber. Am făcut un pic de sport, că stau în carantină și n-ai de făcut sport și m-am gândit să fac. Mă plictisesc să stau acasă, să fac lecțiile și să stau doar în casă. Și adulții au tristețea lor, așa cum sălile de sport rămân închise, mișcarea s-a mutat în aer liber. Pentru că sport asta eu cred că cel mai principal în viață și trebuie, dacă avem niște probleme în țară, nu trebuie să recrutăm de sport. Principalul să ținem legătură de distanță socială, sportăm mești și eu cred că trebuie să avem grijă de noi, să ne întărim sistemul imunitar, atunci eu cred din contra o să fie mai ușor de trecut peste вирусу отчасно. Если уже маршрутки запустили, то, наверное, на таких площадок, где расстояние в 3 метра друг от друга можно. Aflarea pe terenurile de joacă pentru copii, dar și pe cele de sport, este interzisă până pe 30 iunie. O folie din plastic dotată cu 4 mâneci și agățată de o sfoară pentru rufe, așa arată o mănușă pentru îmbrățișări. And you have to put yours through the bottom holes. Okay. You're shorter. And then I get to hug my mom. Cum se strâng oamenii în brațe pe timp de COVID-19, vedeți în câteva minute la știri.
Economia globală va avea nevoie de mai mult timp să se refacă din șocul provocat de epidemia de coronavirus față de așteptările inițiale. Directorul general al Fondului Monetar Internațional susține că FMI va revizui probabil în sens negativ estimarea referitoare la o scădere de 3% a economiei mondiale în 2020, dar nu a oferit detalii. În luna aprilie, FMI prognoza că închiderea activităților și măsurile de distanțare socială adoptate la nivel global vor declanșa cea mai gravă recesiune după Marea Depresiune din anii 1930. Într-un interviu acordat pentru Reuters, șefa FMI a spus că datele raportate ulterior din întreaga lume sunt sub așteptări. FMI urmează să publice noi previziuni referitoare la economia mondială în luna iunie. Între timp, oamenii de afaceri suportă consecințele carantinei. Acest fermier din Franța nu a reușit să vândă roada de cartofi strânsă anul trecut. Là, c'est l'équivalent de 30 hectares de pommes de terre qui sont stockées ici. Donc là, on essaye de les garder le plus longtemps possible, mais à un moment donné, elles ne se garderont plus. Marii consumatori de cartofi sunt restaurantele și localurile fast food și, cum acestea sunt închise, este înghețată și industria. Și acest agricultor de lângă Paris se plânge că riscă să arunce legumele deoarece nu are unde să le vândă. Font beaucoup, j'ai beaucoup de gens qui font les marchés et aujourd'hui ces marchés sont fermés pour la très très grande majorité. On a très très peu de marchés ouverts sur l'île de France. J'ai des collègues où il leur manque 25% de personnel par exemple et ces collègues-là préfèrent attendre, voir comment ça va se passer commercialement. Donc à quoi sert d'avoir de la main-d'œuvre si on n'a pas de débouchés commerciaux? Pandemia de coronavirus a aruncat în șomaj 10 de milioane de oameni. Numai în SUA, peste 26 de milioane au rămas fără muncă. În Spania, de asemenea sfâșiată de drama COVID-19, sunt peste 7 milioane de șomeri. Zilnic, mii de spanioli stau la cozi pentru a primi pachete cu strictul necesar de la ONG-uri și asistența socială. Es que no hemos visto nada. Yo llevo desempleada de marzo, estoy debiendo lo que es alquiler para la comida para mis hijas, todo lo que son gastos. Fostul premier român și fost comisar european pentru agricultură, Dacian Cioloș, susține că este nevoie de mai multă implicare din partea Comisiei Europene, deoarece criza a afectat toate țările UE. The Commission have to mobilize more financial resources to support several sectors because as you mentioned, it's about a crisis affecting all the sectors and all the member states. Comisia Europeană urmează să prezinte săptămâna viitoare un plan de relansare economică de peste 1 trilion de euro, care va include o combinație de împrumuturi și granturi. There are many elements of this proposal that correspond to our analysis of the situation and to the direction in which we believe we should be moving. It does not mean that the proposal that we will put forward next week will be a copy paste of the Franco-German proposal. Președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Angela Merkel au propus un plan de relansare în Europa de 500 de miliarde de euro pentru a face față impactului economic al noului coronavirus. Parisul și Berlinul propun Comisiei Europene să finanțeze această susținere pentru relansare împrumutându-se de pe piețe în numele UE. Țările beneficiare ale planului de relansare nu vor trebui să ramburseze ajutoarele. Autoritățile române vin cu noutăți bune pentru studenții moldoveni care își fac studiile peste prut. Despre ce este vorba, ne spune colega noastră Marina Chitoroagă. Marina, bună seara! Bună seara, Tatiana! Bună seara tuturor! Într-adevăr, elevii și studenții din Republica Moldova care au de susținut probe sau examene în instituțiile de învățământ din România nu mai au motive de îngrijorare pentru faptul că nu pot ajunge peste prut ca să-și încheie anul de studii. Astfel, dacă nu prezintă simptome de COVID-19, aceștia nu vor mai fi nevoiți să stea în carantină sau să respecte măsurile de izolare. Anunțul respectiv a fost făcut astăzi de Ambasada României la Chișinău. Acestea au fost informațiile. Tatiana? Marina, îți mulțumesc. Banda destinată transportului public de pe strada Alexandru Pușkin din capitală a început să fie observată. Ea a fost marcată cu vopsea galbenă aseară, deși indicatoarele au fost instalate de pe 1 mai. Circulația mașinilor pe această bandă destinată și cicliștilor este interzisă, cu excepția virării la dreapta sau în cazul intrării și ieșirii din curte. La fel și staționarea sau parcarea, iar oprirea pentru îmbarcarea sau debarcarea pasagerilor trebuie efectuată de pe banda din stânga. Cei care nu respectă regula vor fi amendați, a anunțat primăria. Astfel de benzi au apărut și pe Bănulescu Bodoni, Alexei Mateevici și pe bulevardul Ștefan cel Mare, dar încă nu au fost marcate.
Coronavirusul face ravagii în America Latină și Africa. Brazilia a depășit Marea Britanie și a devenit a treia țară a lumii după Statele Unite și Rusia la numărul de cazuri depistate. Între timp, mai multe țări europene continuă relaxarea restricțiilor, dar virusul nu a dispărut și continuă să facă victime. Universitatea Oxford anunță că vaccinul său ar putea fi gata la toamnă. 8 potențiale vaccinuri împotriva COVID sunt în studii clinice și sunt testate pe oameni. În Marea Britanie, guvernul finanțează 2 proiecte. Vaccinul produs de Universitatea Oxford ar putea fi gata la toamnă. The first clinical trial of the Oxford vaccine is progressing well, with all phase 1 participants having received their vaccine dose on schedule earlier this week. They're now being monitored closely by the clinical trial team. Imperial College are also making good progress, and we will be looking to move into clinical trials by mid-June, with larger scale trials planned to begin in October. Un vaccin experimental american a oferit primele rezultate încurajatoare împotriva COVID-19 la 8 voluntari înainte de a fi testat la scară largă în iulie. We are already seeing an immune response at the level of people who've been infected with this virus and are believed now not to be susceptible to further disease. Până la invenția vaccinului, președintele american a anunțat că ia hidroxiclorochină, un medicament pentru malarie, ca să aibă simptome mai ușoare în cazul în care se infectează cu noul coronavirus. I'm taking it, hydroxychloroquine. When? Right now, yeah. Yeah, when? A couple of weeks ago I started taking it. Because I think it's good. I've heard a lot of good stories. Statele Unite au depășit pragul de 90.000 de decese și de 1,5 milioane de cazuri înregistrate de COVID-19, fiind urmate de Rusia cu aproximativ 300.000 de infectări. Potrivit experților în sănătate, numărul îmbolnăvirilor a scăzut cu până la 42% la Moscova, epicentrul epidemiei. Premierul rus, care s-a tratat de coronavirus, a anunțat că treptat urmează să fie relaxate restricțiile. Общей сложности это 27 субъектов федерации. Это становится возможным, поскольку там за последние несколько дней показатель распространения вируса не превышает единицы, и более половины специализированных коек, которые оборудованы для лечения осложнений болезни, остаются свободными. Și dacă în capitala rusă situația se îmbunătățește, în regiuni dimpotrivă, în Republica Dagestan, 35% din testele la coronavirus au ieșit pozitive. Problema в том, что это только за фиксированные случаи смертей в больницах. Никто же не ведет статистику людей, которые умирают от болезни в своих домах. Они умирают, их хоронят по обычаям, и их никто не считает. Oamenii din regiunile Rusiei s-au plâns pe rețelele de socializare pe lipsa cadrelor medicale care să-i trateze de coronavirus. Putin îi contrazice. По оценкам специалистов, основными причинами развития тяжелых осложнений у жителей региона являются поздние обращения больных за медицинской помощью, а также самолечение на дому. Și în Brazilia, realitatea ar putea fi mult mai gravă. În doar 72 de ore, această țară a depășit Franța, Italia și Spania, urcând de pe locul 6 pe locul 3, în ceea ce privește numărul de contaminări. Cu aproape 250.000 de infecții cu COVID-19, 13.140 noi cazuri au fost înregistrate în ultimele 24 de ore. Oamenii de știință estimează însă că dacă ar fi efectuate teste, cifrele reale ar putea fi de până la 15 ori mai mari. A fost o noapte incendiară la propriu într-o suburbie a Parisului. Zeci de persoane au protestat după decesul unui tânăr într-un accident de motocicletă. Manifestanții au incendiat mașini și pubele, au lansat tiruri de mortiere în direcția poliției, care a răspuns cu gaze lacrimogene. Imagini video postate pe rețelele sociale arată echipe de poliție antirevoltă intervenind în cartierul de locuințe sociale. Apropiații ai motociclistului decedat au spus că moartea sa a fost cauzată de coliziunea cu o mașină de poliție. Suburbiile franceze sunt frecvent focare de violență îndreptate împotriva presupuselor brutalități ale poliției. Din Grecia în Israel și din Cipru în Turcia, țările din sud-estul Europei și din Orientul Mijlociu se sufocă din cauza unui val de căldură. Peste 40 de grade Celsius sunt în Cipru, pe Creta și pe litoralul turc și până la 47 de grade la frontiera Israelului cu Iordania. Din cauza căldurii, autoritățile de la Tel Aviv au suspendat temporar obligativitatea măștilor în public.
Este cod galben de caniculă în Cipru. Țara se confruntă cu primul val de căldură al sezonului, cu temperaturi care au crescut până la 42 de grade Celsius. Un record, spun meteorologii, pentru această perioadă. Statul la plajă pentru un timp îndelungat este interzis momentan. Oamenii au voie doar să facă baie. În Cipru, măsurile de izolare expiră peste 3 zile. Acest val de căldură a atins și insula Creta, unde s-au înregistrat 41 de grade pentru prima oară după un sfert de secol. Oamenii au luat cu asalt plajele care s-au redeschis în weekend. Și Turcia a înregistrat cele mai înalte temperaturi din ultimii 75 de ani, peste 40 de grade în Antalya. This kind of weather, the temperatures that we reach or that we forecasted for the May are the similar temperatures we measured in the 1930s or 1940s. So it's a kind of the extreme weather events. Turcia a anunțat că de mâine își deschide granițele pentru străini, însă nu și plajele. În Orientul Mijlociu este cald frecvent la sfârșitul primăverii, însă anul acesta a fost bătut recordul pentru luna mai. Au fost 47 de grade plus 10 grade peste media înregistrată în această perioadă. Libanezii nu au voie să facă baie în mare, toate plajele sunt închise. Aflarea la plajă a fost interzisă și în Israel, unde s-au înregistrat 40 de grade Celsius. Anul acesta are 75% șanse să devină cel mai călduros din istorie. Anunțul a fost făcut de specialiștii Agenției Americane pentru Atmosferă. Mănușa pentru îmbrățișări este soluția ingenioasă găsită de o femeie din Canada pentru a-și putea strânge în brațe mama în plină pandemie. Invenția constă dintr-o folie din plastic dotată cu 4 mâneci și agățată de o sfoară pentru rufe. I'm putting my arms through the top. And you have to put yours through the bottom holes. Okay. You're shorter. And then I get to hug my mom. Caroline Ellis și soțul acesteia au pus la punct această mănușă pentru îmbrățișări în ajunul Zilei Mamei, celebrat anul acesta pe 10 mai în America de Nord. Bineînțeles că o îmbrățișare învelită în plastic nu valorează cât o strângere reală, dar este un gest destul de plăcut după mai multe săptămâni de izolare la domiciliu. Prin plastic și-au îmbrățișat bunica și acești copii din statul american Illinois. All right! Oh my goodness! Oh! O profesoară din statul Indiana și-a invitat elevii la o îmbrățișare după ce a improvizat o perdea din plastic în dreptul ușii. Uno, dos, tres, abrazo, abrazo, abrazo! Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează serialul La Sfierbinți. Nu uitați, dacă ați fost martorul unui eveniment important, anunțați-ne la orice oră la numărul de telefon 022 210 130. Iar dacă aveți imagini care pot deveni o știre, ni le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. O seară frumoasă!